Românii cuceresc munții distracției de ziua României cu vițel la proțap, vin fiert cu scorțișoară și o horă mare cât lanțul Carpaților. La Poltiniș s-au reunit oamenii de la Șes cu ciobanii de la Stâne pentru a sărbători frățește. Și la Bran s-au purtat costumele tradiționale, nu pelerina și colții de vampir, de această dată, ci opincile și cămășile brodate. Vrem să facem puțin iureș. Super! Cel mai tare local! Noi suntem grobe, noi suntem grobe, noi suntem aici pe Stăpânii ai înălțimilor au fost românii care au petrecut ziua României la peste 2000 de metri altitudine. În vârful munților a răzbătut azi ecoul distracției. S-au învârtit hore și viței la proțap. La ora 11 l-am pus la foc și de seară la ora 7 începem să-l servim. Și s-au așezat la o masă de împărați. Am pregătit pentru al 12-lea an la rând un meniu tradițional românesc. Tobă, caltaboș, cârnați, slănină și jumări au făcut paradă pe sub privirile oaspeților de pretutindeni. Din Slatina, din Olt, uite, din Titu, din Dâmbovița. De la Stână, Ghiță Ciobanul a coborât pentru o demonstrație de talent culinar. A pregătit o tradițională tocăniță de oaie la ceaun, ornată cu mămăliguță, pentru a reaminti românilor ce îi leagă. E păcat că multă lume a uitat că la 1 decembrie s-a făcut Marea Unire. Nu au uitat. La Bran, românii au respectat tradiția românească, au încins grătarele și au lăsat vinul să curgă, așa cum îi stă bine românului. Iată, strămoșii noștri au luptat pentru noi, ca noi astăzi să ne simțim bine și să fim liniștiți. Îmbrăcați în straie populare, au promis o horă ca la Marea Unire. Să fim români autentici, tradiționali. Asta este o ie, țesută manual. Mândria de a fi român a adus un zâmbet pe fața tuturor. Bătrân sau copil, femeie sau bărbat, ardelean, muntean sau moldovean, astăzi cu toții am fost români.